Bună seara, sunt Andreea Sava și urmăriți Descoperiți. Avem foarte multe lucruri să vă arătăm în seara asta, pe care nu le veți mai vedea în alte parte decât aici, la Antena 3, și foarte puțin timp, așa că începem repede. Imagini spectaculoase cu președintele Iohannis și cum, fără să-și dea seama, îl imită pe Adrian Năstase. Ciuma roșie, nu? Am obținut de asemenea în exclusivitate rechizitoriu celui mai fierbinte dosar al momentului și veți vedea o mărturie incendiară despre genți cu bani, cu milioane de euro, care erau pentru capii sistemului. Veți vedea unde anume au fost duși într-o locație cheie și, dacă tot vorbim despre sistem, a început deja să se detoneze din interior și pare că de data asta este posibil să se schimbe ceva. Vom fi aici când se întâmplă, fiindcă de ani de zile noi aici la Antena 3 am vorbit despre abuzurile odioase ale sistemului. Vorbește acum și Elena Udrea, care a recunoscut în sfârșit că sentința de 10 ani de închisoare dată lui Dan Voiculescu era știută dinainte, deci bineînțeles a fost aranjată de sistem. Veți vedea în această seară și dovada că DNA a dirijat pas cu pas ajungerea la această condamnare. Dar Udrea nu este singura care detonează sistemul. Fostul judecător Ovidiu Puțura, cel pe care l-ați văzut miercuri, a dus la camera, la Comisia de Control al Seriei cu escortă, pentru că se află în penitenciar, din poziția cheie pe care a avut-o ca în Ministerul Justiției, spune ce miniștri și adversari ai sistemului au fost filați pas cu pas și mai apoi au fost anihilați. Descrie și modul în care s-a întâmplat asta. Mai întâi însă, urmăriți un material despre mecanismul prin care erau trimiși la pușcărie adversarii sistemului, cum stăteau la chermeze capii acestui sistem împreună cu uneltele lor, toți cu impresii de semizei, și decideau, vorba lui Portocală, pe cine să mai paradească. Și revenim imediat cu invitați de excepție aici în platou. Ceea ce a părut la început o glumă sau doar o altă mișcare de imagine a coaliției aflate la putere de a demonstra că se luptă cu sistemul, poate și din cauza experiențelor dezamăgitoare din trecut, pare acum că are potențialul să zdruncine definitiv și să scoată la suprafață putregaiul sistemului care a nenorocit multe vieți timp de 10 ani în timpul regimului lui Traian Băsescu. Și ne referim la ancheta Comisiei de Control al SRI, deschisă în urma acuzațiilor făcute de fostul colonel SRI Daniel Dragomir. Pe de o parte, noua conducere a Comisiei pare decisă să lase să iasă la suprafață câteva adevăruri puturoase, iar din altunghi, o parte a acestui sistem pare dispusă să-l arunce în aer, disperată de sigur că ajunge la pușcărie. Bomba a aruncat-o Elena Udrea, care a spus cu subiect și predicat că i-a auzit pe Coldea și Maior vorbind despre aranjarea condamnării lui Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare. Am auzit pe domnul Coldea și domnul Maior, dar în special pe domnul Coldea, la un moment dat, spunând despre dosarul Telepatia, că va intra o judecătoare în acest dosar, și anume doamna Camelia Bogdan, a spus și numele, și că în 3 zile s-a și întâmplat lucrul acesta și va da o soluție de 10 ani de închisoare cu executare. Lucru care s-a și întâmplat ulterior, confirmând de fapt ceea ce povestea și Traian Băsescu într-o înregistrare dată publicității de Sebastian Ghiță. Judecătoarea Bogdan, ca să vezi conversația când îmi spuneau că luăm pe mustață din complex. Eu plăuit dosarul Văculescu. Să vezi când vorbeau a doua zi după condamnarea care, cum l-o spusese cu 3 zile înainte, s-a împlinit. Și cum îmi spunea, mâine luăm pe mustață și intră Bogdan, și să vezi după o zi când spuneau, am vorbit cu Bogdan și a spus că dacă aveam codul penal, îi dădea 20 de ani. Și descriind cum statul mafiot decidea la chermezele din casele SRI cu tot felul de inițiale ca nume de cod, pe cine mai bagă la pușcărie sau, ca să cităm din Portocală, procurorul vedeta al unității de elită a DNA Ploiești, ce cetățeni să mai paradească. Spunea că existau o serie de întâlniri care se făceau cu diferite ocazii diferitelor evenimente, sărbători, zilele cuiva, în care participau persoane din conducerea SRI, cele indicate de domnia sa, persoane din justiție, persoane din mass media, cred că a zis, și persoane politice, și că în cadrul acelor întâlniri informale se conturau astfel de construcții. Sau în acele întâlniri informale domnia sa a avut acces la astfel de informații.
Desigur că noi știam toate aceste lucruri și aici la Antena 3 s-au tot spus timp de peste 10 ani, dar nu s-a clintit nimic. Sistemul a rămas de neatins. Acum pare că mai există o speranță să se îndrepte ceva și cei care s-au aflat în fruntea acestui sistem odios să plătească pentru toate abuzurile făcute. Și fără îndoială, brațul înarmat al sistemului l-au reprezentat Coldea, Chioveși, Maior, Livia Stanciu ca vârfuri de lance. Dar este foarte clar că ei au fost doar niște unelte în mâna cuplului Băsescu-Udrea, care acum doar se zbat să nu fie paradiți și ei la rândul lor, când uneltele lor au ajuns în mâna altcuiva. Întrebarea e cât de disperată este Udrea, pentru că ea a mai vorbit despre faptul că dosarele Voiculescu și Năstase au fost făcute la comandă în mai 2015, doar că atunci a mințit că nu a spus mai devreme pentru că nu a știut nimic. Nu mai vreau să am păreri înainte să cunosc situația cuiva. Interesant ce spuneți. Cum au stat lucrurile în cazul celor doi, ar trebui să spună cum au stat. Cert este că astăzi este greșit să spui judecătorii au analizat probele și au decis. Nu, judecătorii nu au timp să se uite în modul cel mai cinstit și dacă ar vrea. Nu poți să te uiți într-o zi în care ai, nu știu, 10 dosare într-o instanță, să te uiți pe 70 de volume dintr-o cauză. Te iei după ce sunt procurorii, iar procurorii incredibili, deși legea spune că trebuie să administreze probe și împotriva și în favoarea inculpatului, administrează probele în mod discriminatoriu și cu rea credință. Da. În mod sigur, vă pot spune cu toată sinceritatea, eu nu am auzit de vreo comandă la adresa lor. Dacă au fost sau plâns. Probe în dosar, este altă problemă și eu nu cunosc dosarul ca să-mi dau cu părerea. Iată că acum se dovedește că a știut din 2014. Nu că am fi avut măcar o clipă vreo-ndoială în acest sens. Iar Udrea nu e singura care a detonat-o pe Chioveși privind condamnări aranjate împreună cu SRI. În urma declarațiilor colonelului Daniel Dragomir, Comisia de Control a cerut SRI evidența tuturor vizitelor făcute de Chioveși după ora 17, adică în afara programului de lucru la sediile SRI, pentru a se vedea dacă aceste vizite au precedat sentințe în dosare grele. Vizite făcute în anul cheie 2014, adică cel în care a fost condamnat și Dan Voiculescu. Unul este vorba despre mail-ul despre care vorbea și care incrimina implicarea persoanei din conducerea Serviciului Român de Informații pentru a sălta sau susține mediatic o persoană din conducerea Camerei Deputaților și ne-a prezentat acest mail. Și al doilea lucru, a vorbit domnia sa de un soft pe care la un moment dat îl avea doar Serviciul Român de Informații, soft pe care, folosit fiind, se găsește în rechizitorile întocmite de procurorii DNA și se află în diferite expețe. Ne-a mai spus un lucru și am fost toți de acord, membrii Comisiei, să solicităm Serviciul Român de Informații. Pe toată perioada anului 2014, dacă nu mă înșel, să vedem de câte ori doamna Laura Codruța Chioveși s-a aflat la sediile SRI K2 și T14. Este vorba despre vizitele pe care le-a făcut și ne interesează doar cele pe care le-a făcut după ora 17, nu în timpul programului. Care sunt persoanele care au mai participat la aceste întâlniri? Și ne-a spus sau ne-a sugerat să identificăm dacă aceste întâlniri precedau cumva hotărâri judecătorești de a doua zi. Abia după ce să avem aceste materiale, o să putem să identificăm, să căutăm sau să-l determinăm pe domnul Dragomir să ne spună explicit la ce se referă. În febra haosului din coaliție și a luptei pentru putere dintre Tudose și Dragnea, informările constante făcute de Claudiu Manda, după fiecare audiere din Comisia de Control al SRI, au trecut neobservate, dar cu siguranță nu și de către Chioveși, pentru care ar putea fi lovitura fatală. Nici Coldea nu credem că a primit vestea prea fericit sau cozile sale de topor care au mai supraviețuit curățeniei, pe care spune Eduard Helvic că o face în SRI. Iar Claudiu Manda insistă că un alt om a venit în fața Comisiei cu mărturii și mai cutremurătoare despre plutonul de execuție al regimului Băsescu. Ovidiu Puțura, fost judecător și fost secretar de stat în Ministerul Justiției, a dus la o comisie cu escortă direct din penitenciar. Domnia sa știa la fel, dintr-o sursă, că va primi 5 ani de zile. Și s-a întâmplat acest lucru. Domnule Claudiu Manda. Spun că sunt declarații cutremurătoare acolo, domnule. Domnul Puțura spunea în cadrul comisiei că a deranjat
pe cel din conducerea SRI. Puțura era, nu știu dacă acesta este termenul, șeful de securitate, adică persoana care avea acces la informații. Puțura a spus multe în fața comisiei și nu a terminat. Va continua să mai spună și va mai fi adus la audieri, pentru că pare că nu mai are nimic de pierdut după condamnarea definitivă de 5 ani de închisoare cu executare. Important este ca și urechile comisiei să rămână deschise, să nu se negocieze din nou vreun armistițiu cu sistemul sau să se îngroape totul în Parlament.